Epistola a doua lui Corinteni, lui Pavel către Corinteni, capitolul 5, versetul 14. Rămâneți așa. Căci dragostea lui Hristos ne strânge, fiindcă socotim că dacă unul singur a murit pentru toți, toți deci au murit. Și El a murit pentru toți, pentru ca cei ce trăiesc să nu mai trăiască pentru ei înșiși, ci pentru Cel ce a murit și a înviat pentru ei. Așa că de acum încolo nu mai cunoaștem pe nimeni în felul lumii. Și chiar dacă am cunoscut pe Hristos în felul lumii, totuși acum nu-L mai cunoaștem în felul acesta. Căci dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă. Cele vechi s-au dus, iată că toate lucrurile s-au făcut noi. Și toate lucrurile acestea sunt de la Dumnezeu, care ne-a împăcat cu El, prin Iisus Hristos și ne-a credințat slujba împăcării. Că adică Dumnezeu era în Hristos împăcând lumea cu sine, neținându-le în socoteală păcatele lor și ne-a credințat nouă propovăduirea acestei împăcări. Noi, dar, suntem trimiși și împuterniciți ai lui Hristos. Și ca și cum Dumnezeu a îndemnat prin noi, vă rugăm fierbinte, în numele lui Hristos, împăcați-vă cu Dumnezeu. Pe Cel ce n-a cunoscut niciun păcat, El a făcut păcat pentru noi, ca noi să fim neprihănirea lui Dumnezeu în El. Amin. Amin. Iubiții mei, este bucurie pentru noi să revenim la munte. Totdeauna e bine la munte, nu-i așa? Aici are varsă Domnul pacea Lui, binecuvântarea Lui. Și îmi place că cei care au ajuns pe munte, mă special Moise, când s-a dus pe munte să se întâlnească cu Domnul, s-a coborât de pe munte cu fața schimbată. Bucuria mea ar fi dimineața aceasta ca toți cei care pleacă acasă să plece cu fețele și inimile schimbate. Amin. Să se vadă pe fețele voastre că Dumnezeu a lucrat în lăuntru vostru și în inima voastră. Să știți că Evanghelia schimbă și aparența noastră. Uitați-vă la oamenii care au fost mântuiți de Domnul Iisus Hristos și dacă vă pune o poză cu viața de dinainte de Hristos și viața la scurt timp după ce Iisus Hristos a lucrat în viața lor, veți vedea și în fizionomia lor transformare și schimbare. Astăzi, la munte, aici în Arganda, Dumnezeu vrea să transforme viețile noastre ale tuturor, ale prietenilor și a fraților și surorilor din biserică, ale tinerilor și chiar a copiilor. Nu ne grijesc copiii. Eram astăiată la Jibodea, la o evanghelizare, într-o bisericuță mai mică, și am predicat Evanghelia și în final am făcut apel pentru mântuire. Și Dumnezeu a dus o cercetare între copiii de acolo. Ceva ce m-a surprins, n-am experimentat lucrul acesta niciodată. L-am experimentat în junglă, între copiii din junglă, și am văzut mâna Domnului întins acolo, peste ei. L-am văzut în alte popoare, dar nu l-am văzut în România experimentat așa profund niciodată. Și în seara aceasta au început copiii să vină la pocăință. Copiii de 8, 9, 10, 11 ani plângeau înaintea Domnului și dintr-o dată m-am trezit cu vreo 40 de copii. Oamenii mari nu mai aveau loc să vină în față pentru că au venit copiii. Și plângeau și se creau înaintea lui Dumnezeu. Și am zis, Doamne, mare-i bunătatea Ta, mare-i minunea Ta. Nu neglijăm copiii. Să știți că o inimă de copil este o inimă vrută de Dumnezeu. Și de fapt El ne-a învățat ca să avem inima ca și a lor. Să știți că nașterea din nou se poate produce la 8 ani. Și sunt alții care trec prin toate formularele bisericii. Și membrii ajung, și cântă în orchestră, și cântă în fanfară, și cântă la cor. Și se și căsătoresc, se și botează înainte ca să se căsătorească, ca să se poată căsători în biserică. Și ajung membrii în biserică și ne experimentează nașterea din nou. Și Dumnezeu dă copiilor, care sunt sinceri cu El. În dimineața aceasta, cred că Cuvântul lui Dumnezeu va transforma vieți. Anticip aceasta și mă cred în Domnul să facă lucrul acesta. Vă duc salutări sfinte din Australia, înainte de plecarea mea. Am făcut un turneu cu Ionuț și Adela, la 13 biserici din Australia. Frații de acolo vă salută, vă transmit salutări. Eu am fost încredințat să vi le aduc har, pace de la cei din Australia. De asemenea, vă aduc salutările soției mele, care nu poate să fie cu noi în perioada aceasta. Mâine eu plec înapoi spre Australia și marți voi fi din nou cu ea, abia aștept. Vă aduc salutări și de la Asociația Southern Cross, este asociația de biserici, de peste 120 de biserici în care păstoresc în Australia. Frații de acolo, înainte de plecarea mea, ne-am întâlnit la un timp de rugăciune, cu vreo 50 din acești frați, miercuri
cealaltă înainte de venire și s-au rugat pentru turneul acesta, s-au rugat pentru românii din Spania, pentru bisericile de aici și această rugăciune mă îndatorează și pentru dumneavoastră să vă rugați pentru creștinii din Australia. Și Dumnezeu să facă așa o pânză de rugăciune în jurul lumii și toți să ne rugăm unii pentru alții. Amin. Am ales textul acesta din 2 Corinteni 5. Vreau să spun că este unul din cele mai favorite texte ale mele din Biblie. De fiecare dată când îl citesc, îmi strânește o pasiune și un zel înăuntru meu să fac mai mult și mai mult pentru Domnul și de aceea vreau să vi-l aduc de la inimă la inimă. L-am intitulat Puterea Mărturiei. Mărturiei pentru că fiecare din noi avem o mărturie dacă ne-am întors la Domnul și în această mărturie se ascunde o putere care Dumnezeu dă, o unealtă extraordinară care o avem fiecare de a-L mărturisi pe Domnul Iisus Hristos și de a duce vestea bună a Evangheliei prietenilor, colegilor, cercului nostru de influență și familiei noastre. Dragostea lui Iisus Hristos, spunea Pavel, ne strânge. Și am plăcerea în dimineața aceasta să văd o biserică plină. Și am mare respect pentru cei care stau în picioare. Sunt cu voi, stau și eu în picioare, dar voi ați sta mai mult decât noi. Dumnezeu să vă răsplătească și să vă binecuvânteze. Dragostea lui Dumnezeu cred că ne-a strâns în dimineața aceasta aici. Dacă ați venit doar să vedeți lucrul speranță, vreau să vă spun că ați venit pentru foarte puțin. Chiar pentru nimic. Este dragostea Domnului Iisus Hristos care strânge pe față împreună. Dacă n-ar fi dragostea lui Dumnezeu, nu ne-am putea ierta, nu ne-am putea înghiți și așa câteodată e tare greu să ne înghițim unii pe alții. Dar dragostea lui Dumnezeu ne ajută să depășim orice. De ce? Pentru că El mi-a iertat întâi, pentru că El mi-a binecuvântat întâi, și aceeași dragoste care și-o manifestat în noi și pentru noi, ne învață să o manifestăm față de alții și să depășim orice obstacol. Și dragostea lui Dumnezeu ne strânge. Mă bucur când merg în misiune. Și mă bucur să văd cum Dumnezeu lucrează și strânge pe oameni împreună. Spunea fratele Gabi anterior că dacă pocăiții dintr-un oraș nu s-au putut uni să facă evanghelizare, o folosit Domnul un om nepocăit ca să-i strângă să facă evanghelizare. Dumnezeu are metodele Lui. Am fost invitați de un primar în sudul României să mergem să facem o petrecere la pocăiți. Vă spus că la ei în comună sunt mulți pocăiți și i-au invitat la sărbătoarea satului. Și la sărbătoarea satului s-a trezit că pocăiții n-au venit. Și a fost deranjat. A spus, noi primim fonduri pentru sărbătoarea satului și noi sărbătorim și noi punem distracția asta pentru voi și pentru că era o comunitate mare de copii, zice, suntem deranjați că voi nu veniți la această sărbătoare. Și fratele păstorul zice, păi, noi nu sărbătorim ca și voi. Păi, de ce nu sărbătoriți ca și noi? Păi, noi nu sărbătorim cu mici, cu bere, cu manele, la noi e altfel sărbătoare. Păi, cum sărbătoriți voi? Păi, noi ne strângem la oaltă, ne rugăm, ascultăm Evanghelia, cântăm, Și ce? Păi asta e părtășia, noi ne bucurăm în asta. Ei bine, dar dacă voi aveți o sărbătoare așa pe măsură, cum se face o sărbătoare în satul nostru, pe cine ați vrea să invităm să vină în sat? Și fratele cu jumătate de oră zis, Speranța. Și prima nu zis, nicio problemă. S-a dus, s-a interesat, sună la noi la misiune și spune, domnilor, vreau să veniți în comuna noastră să faceți o petrecere la pocăiți. Pe gheltuiala mea. Vă fac mici, nu vă dau bere, pentru că știu că nu beți, dar vă prăjesc mici, vă duc torturi de la București și pe gheltuiala mea, acolo la primărie, puteți să veniți să faceți o distracție la bucăiți. Și ne-am dus la petrecere. Și am făcut o petrecere ca aici, în dimineața aceasta. Și am cântat, l-am lăudat pe Domnul, oamenii s-au bucurat, au venit aproape toată comuna, au fost acolo, au venit și primarul, chiar atunci turna bitum. Într-o zonă importantă a comunei lui, a părăsit lucrarea care avea acolo și a venit, a ascultat toată evanghelizarea. Mai mult la final a spus, ceea ce voi ați făcut aici, fiecare persoană din comuna mea trebuie să știe. Și a început să cumpere el CD-uri să dea la oameni din comuna lui. Ne-a omenit bine și Dumnezeu a cercetat lucrarea aceasta. Dragostea lui Dumnezeu ne strânge. Are Dumnezeu modalitățile Lui de a ne strânge. Câteodată ne strânge prin necaz, câteodată ne strânge prin suferință, dar ne strânge, că avem nevoie să fim strânși în mănuchiul dragoste. Sper că în dimineața aceasta ați venit din dragoste pentru Domnul Iisus.
din dragoste pentru Mântuitorul nostru, iubiți din toată inima, vă iubiți și unii pe alții și din momentul acesta chiar mai mult și știm că Domnul Iisus Hristos când a murit, de fapt, a murit și pentru noi individual, dar a murit și pentru noi toți. Ca noi să devenim trupul Lui în lumea aceasta, mireasa Lui care îl reprezentăm cu cinste. Spune cuvântul Lui Dumnezeu mai departe că El a murit pentru toți, pentru ca cei ce trăiesc să nu mai trăiască pentru ei înșiși, ci pentru Cel care a murit și a înviat pentru ei. De fapt, somnul vieții noastre nu-i pentru noi, nu-i viața pentru noi. Viața trebuie trăită pentru Domnul Iisus Hristos. Noi am fost creați după chipul și asemănarea Lui ca să-i ducem Lui laudă și glorie prin viața noastră. De ce credeți că ne-a creat Dumnezeu? Dumnezeu ne-a făcut ca să fim poporul Lui. El să fie Dumnezeul nostru, iar noi să fim poporul Lui. Niciodată nu vom găsi adevăratele împliniri în viață dacă nu lăudăm și îl binecuvântăm pe Domnul. Dacă este cineva în Hristos Iisus, spune versetul 17 din 2 Corinteni 5, este o făptură nouă. Cele vechi s-au dus, iată că toate lucrurile s-au făcut noi. Una dintre cele mai mari probleme care sunt astăzi în creștinătate sunt acele probleme care oamenii cu care se confruntă din nou și din nou și din nou. Repetate probleme, numite păcate. Omul vrea să se lase de vicii. Omul vrea să se lase de lucruri care pun stăpânire pe el. Omul vrea să se lase de obiceiul rele. Tot timpul găsim lucruri de care știm că trebuie să ne lăsăm. Lucruri pe care să le abandonăm. Problema e că ne trezim că facem din nou aceleași lucruri de care am propus să ne lăsăm doar câteva zile înainte. Venim la cina Domnului și ne mărturisim păcatele. Și avem rugăciunea de mărturisire înainte de a ne împărtăși cu trupul și sângele Domnului Iisus Hristos. Și facem aceasta lună de lună. Și venim înaintea Domnului și ne plângem vina și ne plângem păcatul. Și bine că facem lucrul acesta. Și Domnul este bun și revarsă sângele Lui peste noi, ne curățește de vina noastră, de păcatul nostru. Problema este că în următoarea zi facem exact aceleași păcate de care ne-am mărturisit duminică dimineață. Și ne-am mărturisit de păcatele astea în urmă cu 5 luni și ne-am mărturisit de 5 ori în 5 luni de aceleași păcate și continuăm să facem aceleași păcate. Și facem asta de 7 ani, de 10 ani și nu eliminăm păcatul din viața noastră. Și nu avem câștig de cauză. Și Domnul ne învață aici prin mesajul care Pavel îl transmite că noi suntem o făptură nouă. Dragul meu, vreau să-ți explic în dimineața aceasta că nu te poți lăsa de păcate dacă nu omori firea. Nu vei avea biruința asupra păcatului în eforturile tale pământești. Orice om care încearcă să lupte din răsputerile lui să se biruiască pe sine însuși, cu puterile lui proprii nu va putea. Este nevoie de intervenția divină a lui Dumnezeu, este nevoie de Dumnezeu să pătrundă în sufletul nostru și în inima noastră și să ne schimbe dinăuntru în afară. În vechiul legământ, fiecare om încerca să păzească legea. Legea lui Dumnezeu era transmisă din afară înspre om. Legea era să nu furi, să nu curvești, să nu. În noul legământ, Domnul Iisus Hristos pătrunde în inima noastră și spune: voi pune legile mele în inimile voastre. Transformarea El o face în interior. Și atunci tot ceea ce se manifestă de exterior vine dinăuntru nostru. El transformă interiorul nostru. Și El ne cucerește cu dragostea Lui. În loc să ne spună să nu, ce să nu facem, ne spune acum să iubești. Adică din inima ta, nu să ai doar reguli să nu faci, ci să-ți folosești inima ta să manifesti dragoste față de Dumnezeu și față de semenul tău. Asta e legea Domnului Iisus Hristos. De fapt, aici se cuprinde totul. O predare absolut totală Domnului Iisus Hristos, o inimă cucerită de dragostea Domnului Iisus Hristos, o moarte față de fire și față de viața veche. În Africa de Sud, când oamenii, într-un trip special în Africa de Sud, când oamenii se întorc la Domnul Iisus Hristos și urmează pasul botezului, ei seapă o groapă de mormânt și pun o scară și într-o parte și în alta a mormântului. Și fiecare candidat de botez coboară în mormânt, se schimbă în haine albe în mormânt și iese afară pe partea aia și urmează să fie botezat. Simbolizând că își lasă viața veche în urmă și învie la o viață nouă în Domnul Iisus Hristos.
Și îi fac lucrul acesta plastic, adică îl manifestă vizibil, ca oamenii să-l vadă. Și pentru ei să rămână aducerea minte. Dacă nu există o moarte și o înviere, nu există biruința asupra păcatului. Cât timp lași ca păcatul cumva să se strecoare în viața ta, atâta timp diavolul are stăpânire și pune stăpânire pe tine. Dacă a merge la un spital de nebuni și a lua un nebun, de fapt, au o tehnică, doctorii, ca să vadă dacă cineva și-a venit în fire, dacă și-a venit în minți. Într-o cameră, dă drumul la un robinet cu apă. Și îi dă posibilitatea omului acestuia, îi dă o cârpă, îi dă un mop, dacă vreți, să șteargă mizeria, să șteargă apa de acolo și să vadă dacă și-a venit, dacă i-a venit mintea înapoi la cap. Dacă omul merge și oprește robinetul, își dă seama că omul gândește. Dacă omul numai șterge și stoarce, șterge și stoarce și oprește robinetul, înseamnă că mai are probleme. Domnul Iisus Hristos vrea ca noi să oprim robinetul prin care intră păcatul în viața noastră. Nu doar să ștergem de fiecare dată când ne rugăm și când venim la cină, să luăm sângele Domnului, să ștergem din nou, să ștergem din nou și să nu avem biruința asupra păcatului. Trebuie să oprim robinetul prin care curge păcatul în, în viața noastră. Iov a făcut legământ cu ochii lui și a spus, nu voi opri ochii asupra unei fecioare. El a făcut legământul acesta, el a oprit robinetul prin care putea să intre păcatul în viața lui. Pavel spunea, noi facem orice gând, rog ascultării de Hristos. Avem posibilitatea să oprim gândul rău și să lăsăm gândul Domnului Iisus Hristos să trăneze în viața noastră. Dacă nu este moarte, dacă nu este rupere, dacă nu este despărțire de păcat, nu este biruința asupra păcatului. Iată ce spune în Coloseni 3. De aceea omorâți măduroarele voastre care sunt pe pământ. Omorâți-le. Curvia, necurăția, patima, pofta rea și lăcomia care este o închinare la idol. Din pricina acestor lucruri vine mânia lui Dumnezeu peste fiii neascultării. Din numărul lor erați și voi din oară când trăiați în aceste păcate. Dar acum lăsați-vă de toate aceste lucruri. De mânie, de vrășmășie, de răutate, de clevetire, de vorbele rușinoase care v-ar putea ieși din gură. Nu vă mințiți unii pe alții, pentru că v-ați dezbrăcat de omul cel vechi cu faptele lui și v-ați îmbrăcat cu omul cel nou, care se noiește spre cunoștință după chipul celui ce l-a făcut. Observați aici că Padre spune, omorâți mădularele voastre care sunt pe pământ și apoi lăsați-vă de toate aceste lucruri. Când omul se întoarce la Domnul Iisus Hristos, noi îi spuneam, lasă-te. Lasă-te de băutură, lasă-te de minciună, lasă-te de lăcomie, lasă-te de țigară. Și omul încearcă și unii pot și alții nu pot. Aici, la Pavel ne învață, noi trebuie să omorâm întâi și apoi să ne lăsăm. Pentru că dacă nu omori, nu te poți lăsa. Dacă nu omori, nu te poți lăsa. Pavel mi-a spus lui Timotei, fugi de poftele tinereții. Adică aleargă, depărtează-te. Pentru că în momentul în care te-ai oprit și ai început discursul cu diavolul, vei falimenta. Nu poți negocia cu diavolul. Are câștig de cauză. Întotdeauna el va aduce gânduri în mintea ta, va aduce dorințe firești în inima ta și te va cuceri. Și Pavel i-a spus, Timotee, nu vei putea rezista. Nu vei putea rezista. Fuga e rușinoasă, dar e sănătoasă. Fugi! Fugi de poftele tinereții. În momentul în care te-ai oprit, nici măcar să nu te uiți înapoi, ci să te desprinzi de totul. Altfel, nu vei avea câștig de cauză. Domnul Iisus Hristos ne învață că cu firea nu ai cum să câștigi altfel decât prin moarte. O adevărată naștere din nou include această moarte și despărțire de viața veșnică. Dacă nu avem moarte, aceasta nu avem naștere din nou. Dacă nu ne rupem de păcat, nu putem să avem binecuvântarea binelui Domnului Iisus Hristos. Nu putem să trăim o viață sfântă. Prietenia cu lumea este vrășmășie cu Dumnezeu. Dumnezeu nu clonează inimi păcate și inimi murdare. Dumnezeu și păcatul nu sunt compatibili, ei nu trăiesc în același loc. Dumnezeu vrea domnie totală în viața noastră. Și doar atunci când noi ne dăm la o parte de pe tronul vieții noastre, doar atunci când lăsăm pe El să lucreze în inima noastră, doar atunci când El domnește înăuntru inimii noastre, doar atunci El poate să trăiască în rol și să ne ajute să trăim o viață sfântă. Nimeni nu poate să trăiască o viață sfântă pe pământul acesta decât dacă Domnul Iisus Hristos este în El. Și vreau să spun că este posibil să trăiești o viață sfântă astăzi. Iisus Hristos a dat posibilitatea ca omul să trăiască o viață sfântă. Prin har sunteți mântuiți. Și de vrei spune că harul este puterea lui Dumnezeu care mă ajută în vreme de nevoie.
Noi beneficiem de harul Domnului Iisus Hristos, care puterea lui Dumnezeu manifestată în noi și față de noi în vreme de nevoie. Când ispita vine să păcătuiești, harul Domnului te ajută să biruiești. Când problemele vieții te doboară, harul Domnului te ajută. Puterea lui Dumnezeu este cu tine și în tine. Dacă puterea aceasta a putut să te mântuiască, se poate îngriji de tine să te ajute să trăiești o viață sfântă. Noi nu cunoaștem bogăția harului Domnului Iisus Hristos. Nu apreciem ceea ce a făcut Domnul Iisus Hristos. Nu numim păcatul păcat și nu ne dăm seama de gravitatea păcatului. Avem la noi în Australia un frate care mărturisea după ce a vizionat filmul Patimile Domnului Iisus Hristos. A urmat la un timp de rugăciune un frate mai în vârstă și stătea la moș și spunea: fraților, eu nu m-am dus la cinema până când a fost filmul Patimile Domnului Iisus Hristos. Și la început n-am vrut să mă duc, dar m-am dus pentru că am vrut să-L văd. Și am vrut să-L văd oricum. Și a vizionat aceste imagini drastice unde Domnul Iisus Hristos este biciuit, unde Domnul Iisus Hristos este zdrobit, unde sângele Lui curge. Probabil că a văzut aceste imagini, durerea care Domnul Iisus Hristos a suferit-o. Și bărbatul acesta a spus următoarele cuvinte: când am văzut ce a făcut Domnul Iisus Hristos pentru mine, când am văzut cum Domnul Iisus Hristos a suferit pentru păcatele mele, când am văzut că trupul Lui a fost bătut și biciuit și zdrobit și sfârtecat, pedeapsa care o meritam eu, spunea el, de atunci încolo mi-e greață să mai păcătuiesc. Mi-e greață să mai păcătuiesc. Mi se întoarce stomatul pe 2000 de ani de să mai păcătuiesc. Fie mă groază de rău și miliți-vă de bine, spunea Domnul. Știți care e problema noastră? Noi nu vedem grozăvia păcatului. Noi nu vedem ce poate să facă păcatul în viața noastră. Vă întreb, pentru câte păcate a fost omul dat afară din grădina Edenului? Pentru unul singur. Și eu și tu am făcut mult mai mult decât acesta. De ce credeți că Dumnezeu l-a dat pe om afară din grădina Edenului pentru un singur păcat? Știți de ce? Ca să ne arate grozăvia păcatului. Dumnezeu nu poate suferi păcatul. Ne iubește pe noi păcătoși, dar păcatul trebuie să dispară din viața noastră. Avem probleme, pentru că nu omorâm ceea ce pune stăpânire peste viața noastră. Avem probleme pentru că societatea în care noi trăim, păcatul nu-i mai nimic păcat. Când un om minte, noi spunem că e descurcăreț. O, e descurcăreț. Când un om înșală în afaceri, spunem, e afacerii spun. Când un tânăr se uită la o tânără și o poftește din inima lui, spune, apreciez viața lui Dumnezeu. Curvești, prea curvești. Spune păcatului păcat. Când minți, spune am mințit. Și când te rogi înaintea Domnului, spune Doamne, am mințit. Când urăști, spune Doamne, sunt un criminal. Când am urât pe el, pe ea, Doamne. Și asta ură, asta înseamnă crimă în ochii tăi. Înseamnă omor în inimă. Doamne, sunt un criminal. Iartă-mă și curățește-mă. Și când te vei ruga așa, vei scăpa de ură. Când vei spune, Doamne, am luat ce nu mi-aparține mine, am înșelat la contare, când șeful nu m-a văzut, am luat lucruri de la lucruri care nu m-aparțineau mine. Spune, sunt un hoț, Doamne, am furat și furtul este păcat înaintea Ta și furtul mă rupe de tine, Dumnezeule. Și când vei spune, păcatul e păcat, păcat Dumnezeu te va ajuta să biruiești păcatul din viața ta. Când... Mi-a plăcut când fratele Ionuț și-a pornit computerul aici. Și-a afișat pe ecran ceea ce nu vreau să afișeze, poze cu soția lui. M-am gândit, o, Doamne, dacă am putea noi, nici n-aș vrea să văd, dar dacă s-ar afișa toate calculatoarele noastre cu un ecran așa, să le vadă toți ce avem noi în calculatoarele noastre. Așa, prin surprindere, de neașteptate. Cred că ne-am speriat cu toții. Ce acumulăm, ce strângem. Și ce mă doare pe mine? Dacă te uiți pe Facebook, vezi tinerii noștri, îmbrăcați frumos, la costum, cămașă frumoasă, fetele cu batic frumos, cântă în biserică, la laudă și închinare. Și după aia le vezi, sau îi vezi destăbălându-se cu prietenii lor în afara bisericii. Și mai au și tupeul să-și pună poze pe internet. Și se vadă toți prietenii lor. Ar trebui să fim mărturie înaintea Domnului. Cochetăm, ne jucăm, pentru noi păcatul lui ieftin, mântuirea ieftină. Nu ne interesează. Păi și ăla face. Păi și ea face. Păi ne-am zis după aia, mamă. Păi nu știi pe ăla. Nu ne mai interesează.
nu mai numim Sfințenia Sfințenie. Domnului Dumnezeu, poate nu mai cercetează, nu lăsăm să lucreze în mintea noastră, în inima noastră. Nu lăsăm Cuvântul lui Dumnezeu să ne condamne, să ne convingă că suntem păcătoși. Ne simțim stăpâni pe viață. Ne simțim stăpâni pe noi înșine. Suntem bine. Una dintre cele mai mari decepții ale diavolului este aceasta, să spună că ești bine. Că nu ești la rău ca altul. Să te facă să te vezi bine în ochii tăi. Să te crezi bine. Că, din păcate, în viața ta nu ești bine. Nu ești bine. Ar trebui să te doară. Ar trebui să te macine. Ca și pe psalmistul David. Spunea, mi se usucă oasele. Nu carnea, nu... Adică toată vlaga din mine. Totul dispare. Nu mai pot să fac absolut nimica. Parcă totul mă doare. Sunt copt. Copt de păcat. Nu mai pot să trăiesc așa. Să vrei eliberarea, să vrei viața nouă, să vrei transformarea care se dă Domnul Iisus Hristos. Voi ați murit, spunea Domnul Iisus Hristos. Și viața voastră este ascunsă în Hristos Iisus. Viața noastră este o viață nouă. Noi suntem transformați de puterea Domnului Iisus Hristos. Dacă este cineva în Hristos Iisus, este o făptură nouă. Dacă te chem creștin, trebuie să fii altfel. Trebuie să fii transformat de puterea Harului Domnului Iisus Hristos. Viața ta nu-i viața care ai avut anterior. Viața ta este o viață transformată de Domnul Iisus Hristos. Oamenii din lume știu cum trebuie să trăiești tu. Vreau să spun că majoritatea și prietenilor tăi necreștini știu care e viața lui tu să o trăiești. Spune istoria că un tânăr s-a dus într-un alt sat la o evanghelizare și l-a primit pe Domnul Iisus Hristos. Și după evanghelizare s-a dus la păstor și a spus, Domnule păstor, vreau să-mi spuneți cum să trăiesc viața sfântă, pentru că la mine în sat nu sunt oameni creștini. Și mă întorc înapoi în sat, la noi nu este biserică, nu-i nimeni să mă povățească, să mă călăuzească. Fratele păstor, îndemnat de Duhul Domnului, a spus, du-te înapoi în satul tău și spune la toată lumea că te-ai pocăit. Și oamenii o să-ți spună cum trebuie să trăiești. Cei din afară știu cum trebuie să trăim noi. Ei știu viața, cum a trebuit să fie transformată de Domnul Iisus Hristos. Și tu știi asta. Lasă pe Domnul Iisus Hristos să te prelucreze. Și dacă sunt păcate în viața ta, eliminează-le, omoară-le și lasă pe Domnul Iisus Hristos să facă transformare. Toate cele vechi s-au dus și toate aceste lucruri s-au făcut noi. Toate lucrurile acestea sunt de la Dumnezeu care ne-a împăcat cu El, cu Iisus Hristos. De fapt, Dumnezeu ne-a dat posibilitatea ca noi să fim împăcați cu Domnul Iisus, cu Dumnezeu prin Domnul Iisus Hristos. Când primul om, Adam, a păcătuit în grădina Edenului, a fost eliminat și dat afară din grădină. A fost rupt de Dumnezeu și fiecare om născut din Adam a fost rupt de Dumnezeu din cauza păcatului adamic și din cauza păcatelor pe care le face în fiecare zi. Dar Dumnezeu n-a lăsat lucrurile în voia lor. A pășit prin istorie prin Domnul Iisus Hristos ca să ne împace din nou cu Dumnezeu. Pedeapsa care meritam eu pentru păcatele mele, o luat-o Domnul Iisus Hristos. Crimele care le-am făcut eu au mers pe spatele Domnului Iisus Hristos. Le-a absolvit El. Pentru că ura e crimă în ochii lui Dumnezeu. Toate păcatele pentru care eu trebuia să mor, le-a dat Domnul Iisus Hristos asupra Lui și mi-a dat iertare. Și a făcut pentru mine ceea ce nu puteam să fac singur, împăcarea cu Dumnezeu. Mi-a împăcat cu Dumnezeu prin Domnul Iisus Hristos și apoi face ceva extraordinar, Domnul. Ne încredințează nouă slujba împăcării. Știi că Domnul ți-a încredințat ție slujba împăcării? Ți-ai asumat slujba împăcării? Slujba aceasta împăcării a Domnului Iisus Hristos cu Dumnezeu Tatăl, a omului cu Dumnezeu Tatăl prin Domnul Iisus Hristos mi-a încredințat nouă, mie și ție. Când tu pui valoare pentru ceea ce Domnul Iisus Hristos a făcut în viața ta, vei fi martor pentru alții. Dacă mântuirea pentru tine nu are valoare, niciodată nu vei mărturisi la alții. Când știi ce a făcut Domnul Iisus Hristos pentru tine, vei vedea ca alții că se vor întoarce la Domnul prin tine. Eram la Malaga, acum, nu de mult. Predicam Evanghelia și la final a făcut un apel pentru oameni să se întoarcă la Domnul. Au ieșit o mulțime în față, mă rugam pentru ei. Și în final, Duhul Domnului m-a îndemnat să mai fac totuși un apel. Pe primul rând era un bărbat lângă soția lui. Bărbatul acesta, pe toată durata predicii, nu s-a uitat în ochii mei. Nu s-a uitat la mine, a stat numai cu ochii plecați. N-am putut să-mi dau seama ce se întâmplă în ființa lui. Și când făceam acest apel, m-am văzut că s-a îndreptat și a făcut doi pași spre mine și și-a ridicat fața pentru primul.
adevărat. Era total încăltimat. Soția lui căsutul de atingerit în spatele lui. Am aflat după aceea că în 12 august soția lui s-a predat Domnului. Și bărbatul acesta, în seara aceea, a venit și la credință Domnului Iisus Hristos. Am vorbit cu el și știți, mi-a spus după aceea. Zice, tremur tot. Ceva s-a întâmplat aici în mine, spunea. El nu știa cum să-și exprime transformarea făcută de Domnul. Zice, tremur tot și în mine, parcă iese din mine ceva. Parcă explodează ceva din mine. Și spunea el, mă duc la păstor și vreau să iau Biblie pentru că am prieteni. Era din alt oraș, nu era din Malaga, era din alt oraș. Și spunea el, am prieteni și vreau să le spun ce mi-a făcut Domnul și să le dau Biblia. Ardea pentru Iisus Hristos. S-a prins în el un foc în seara aia. Foc care ar trebui să ne mai caracterizeze de noi, dragii noștri. Spunea cineva că cel mai bun evanghelist este păcătosul de aseară, care s-a întors la Domnul. Domnul Iisus Hristos, eu știu ce s-a întâmplat în viața Lui. Știți ce s-a întâmplat în viața Lui? A început Domnul Iisus să crească în El. Și a început Domnul să iasă de evidență în El. Cu cât noi murim, cu atât Domnul crește mai mult în noi. O fetiță mică, plecat de la școala duminicală, împreună cu mama ei și îndrus pe casă, îi spune, mama, astăzi la școala duminicală, învățătoarea ne-a spus că Domnul Iisus Hristos locuiește în inima noastră, e adevărat? Și mama spune, da, e adevărat. Dar mi-a mai spus învățătoarea la școala duminicală că Domnul Iisus e mai mare decât noi. E adevărat și asta, mamă? Da, e adevărat, Hristos e mai mare decât noi. Nenumerită, fata se oprește în drum, se uită față-față la mama ei și zice, mamă, dacă Domnul e mai mare decât noi și Domnul e în noi, n-a ieșit de evidență? Dacă Domnul e în noi și mai mare decât noi, n-ar trebui să se vadă El și noi să nu ne mai vedem? Domnul este în noi și Domnul e mai mare decât noi și ar trebui să nu ne mai vedem noi, ci să se vadă Hristos în noi în legea slavei. Asta înseamnă să mor, să te dai la o parte și să fie Hristos în tine. Oamenii să nu te mai vadă pe tine, să nu mai vadă pe mine, la tale în postea păcătosul, ci să vadă pe Iisus Hristos trăindu-și viața în trupul ăsta de 2 metri și chiar. Asta e transformarea. Iisus Hristos pe dinăuntru și apoi manifestându-se pe din afară. Iisus Hristos totul, iar eu nimic. Cu cât eu mă obligesc, atâta El crește. Când eu mă dau la o parte total, El domnește. Și noi îl numim pe Hristos Domn. Dacă nu domnește ființa ta, nu-i Domn pentru tine. Îi Domn de duminica, îi Domn de când ai nevoie de El, îl scoți din sertate, când ai nevoie de El și îl pui înapoi acolo. Îi Domn la îndemână. Dar ăsta nu-i Domnul Iisus Hristos. Domnul Iisus Hristos îi stăpân și domnește. Și El trebuie să domnească în inima noastră, binecuvântat să fie numele Său. Adică Dumnezeu era Hristos împăcând lumea cu sine, neținându-le în seală păcatele lor. Nu știu cât de mare apreciere pui pe jertfa Domnului Iisus Hristos. Ai fost vreodată împovorat, te certat vreodată cu soțul, cu soția sau nu ceartă, argumente. Și seara n-ai putut să te culci. N-ai putut, era tensiune, nu puteai. De ce? Trebuia să fie liberat, trebuia să fie dezlegat, nu-i așa? Trebuia păcare. Și în momentul în care ți-ai cerut iertare și ai simțit pace, dintr-o dată toate lucrurile au fost bine. A venit pacea Domnului Iisus Hristos înapoi acolo. Dragul meu, să știi că păcatul te separă de Dumnezeu. Spune Biblia că nu e o zi de despărțire între noi și Dumnezeu. Domnul Iisus Hristos a plătit păcatele noastre ca să suri pe acest zi și să-mi dea posibilitatea să fim în părtășie, în comuniune cu Dumnezeu din nou. Și Domnul, când ne-a iertat păcatele noastre, așa le-a iertat încât alege să nu-și mai aduc aminte de ele niciodată. Omul care te iartă va scormoni din nou greșelile care i-ai făcut. Sau cel puțin în mintea lui, îi vor rămâne acolo. Dar Domnul Iisus Hristos alege să le arunce în mare uitări. Așa de departe că nimeni nu mai are voie să le scormonească de acolo. Ăsta e începutul nou care ți-l dă Domnul Iisus Hristos. De aia Evanghelia e vestea bună. Pentru că primești iertare care nu ți-o poate da nimeni și iertare de tot trecutul tău. Și apoi posibilitatea să trăiești o viață sfântă. Când pui valoare pe acestea,
vei pune valoare pe mântuirea pe care Domnul Iisus Hristos ți-o dă și vei mărturisi altora. Și spune Domnul Iisus Hristos aici pe Pavel, și ne-am credințat, știți cum? Nouă, spune soți, nouă, propovăduirea acestei împărtări. Nouă, Domnul ne-a încredințat propovăduirea acestei împărtări. Dacă te simți împăcat cu cerul, cu Dumnezeu, vreau să spun că ai o responsabilitate mare, mare. Dumnezeu ți-a încredințat ție slujba acestei împăcări, știind sigur că poți să o faci și având încredințarea că o vei face. Dacă ai un copil de 10 ani și îl primiți la alimentară, la colți, și spune să ia două sucuri și o pâine, o baghetă, sau lapte și o baghetă și îi dai 10 euro, ai de plină încredințare că copilul ăsta se duce la magazin, cumpără cele două baghete sau pâinea sau ceea ce nu se cumpere și vine înapoi acasă cu restul. N-ai niciun dubiu, așa? Te bazezi pe el. Te poți baza pe el. Are 10 ani, are o vârstă că te poți înțelege cu el și te poți baza pe el. I-ai încredințat o slujbă și ai pretenția să o ducă la îndeplinire și știi că o poate și o face. Nu-i așa? Domnul Iisus Hristos a pus în noi potențialul acesta. Ne-a creat după imaginea sa ca să aducem mântuirea la ceilalți prin noi. Ne-a încredințat nouă slujba păcării. A știut că putem să o facem, a știut că suntem capabili să o facem, a știut că ne-a dat puterea prin Duhul Său cel Sfânt să o facem, a știut că ne-a dat autoritatea. Spunea, toată autoritatea mi-a fost dată în cer și pe pământ, eu dau vouă, duceți-vă! Duceți-vă și faceți ucenici din toate neamurile. V-am dat autoritatea, ți-o dat Dumnezeu absolut tot, toate uneltele, ca tu să le folosești pentru împăcarea omului cu Dumnezeu. Ți-a încredințat ție slujba împăcării, ți-a încredințat-o, ți-a dat-o, știind că ai posibilitatea, poți să o faci și vrea să o faci și depinde de tine să o faci. Și mai mult decât atât te însoțești în ceea ce faci. Asta ți-i chemarea vieții tale. Pe lângă faptul că te ocupi de familie și ai o responsabilitate mare să faci lucrul acesta, pe lângă faptul că te îngrijești de tot ceea ce trebuie să te îngrijești, pe lângă faptul că muncești, pe lângă faptul că câștigi bani, pe lângă faptul că trăiești o viață bună, pe lângă toate acestea, chemarea absolută a vieții tale este împăcarea omului cu Dumnezeu. Pentru asta trăiești. Să manifeste Domnul Iisus Hristos în viața ta, în vorbirea ta, în umplarea ta, în absolut tot ceea ce faci. Iisus Hristos se vadă în tine. Noi, dar, spunea Pavel aici, suntem primiți și împuterniciți a lui Hristos. Suntem împuterniciți de Domnul Iisus Hristos. Ce folos este să ai împuternicire și tu să nu o folosești? Să ai împuternicire, să ai autoritate și tu să nu te folosești de ea. Ce folos? Ce ai făcut cu autoritatea care ți-a dat-o Domnul Iisus Hristos? Ce ai făcut cu împuternicirea care ți-a dat-o Domnul Iisus Hristos? Suntem împuterniciți ai lui Hristos și ca și cum Dumnezeu ar îndemna prin noi. Dumnezeu a ales să lucreze cu omul. Și prin om, El îndeamnă pe alții să se pocăiască. Vă rugăm, știți cum? Spuneți dumneavoastră. Fierbinte! Fierbinte! Când e ultima oară când l-ai rugat pe cineva fierbinte? Să stăruiești de el. Să mergi să-i bați la ușă, să-l bați la cap, dacă chiar e nevoie. Să simtă păsul inimii. Să simtă că tu plângi pentru nemântuirea lui. Să simtă că te doare. Să simtă că arzi. Să simtă inima ta împovărată pentru povara lui. Să simtă că îl iubești cu o dragoste dumnezeiască și că dorința ta e vie ca el să se împace cu Domnul Iisus Hristos. Știu în pe Isla Sumatra din Indonezia un bărbat, un afaceris foarte mare, care a ajuns să cunoască pe Domnul Iisus Hristos prin mâna lui dreaptă, omul în care se credea cel mai mult. Omul acesta, mâna lui dreaptă, l-a întâlnit pe Domnul Iisus Hristos la evanghelizare și viața lui a fost transformată, s-a întors la Domnul. Și s-a dus la șeful lui și a spus, tu trebuie să te împaci cu Domnul Iisus Hristos. Și el spunea, ai nebunit, pleacă pe aici. Fiecare dimineață, la o oră foarte devreme, pe la 5 ceva, mergea și îl suna la sunerie. Și spunea, tu trebuie să te împaci cu Domnul Iisus. Mă nebunești, Domnule! Tu trebuie să te împaci cu Domnul Iisus Hristos. Și tot așa a început să se roage pentru el, să postească pentru el. La fiecare conversație, el vorbea pe Domnul. Așa de mult a insistat omul acesta de el, până omul mare de afaceri s-a întors la Domnul Iisus Hristos. Frații lui, sunt nouă frați, când au aflat lucrul acesta,
Au pus pe cineva să-l omoare, pentru că era un om foarte bogat. Spus și-o pierdut mințile. Ăsta, dacă se pocăiește, ăsta dă drumul la săraci, o să pierde toată averea. L-au înțepat de pe 19 ore și l-au aruncat în piscină să moară. Soția lui, care e medic, întâmplător, a venit atunci acasă și l-a găsit aproape mort în piscină, l-a resuscitat și astăzi trăiește. A făcut 3 echipe ca așa noastră de misiune, cu microbuze, cu platformă și 3 săptămâni din o săptămână face apace, 3 săptămâni mere prin Sumatra și Felipe la Pierre. De ce? Că cineva l-a rugat fierbinte să se împace cu lor. Nu știi ce poate să facă Dumnezeu cu vecinul tău, cu vecina ta, cu colegul tău, cu colega ta, copiii de pe stradă. Nu știi ce poate Domnul să facă. Dumnezeu ți-o încredințație, slujba păcării. Roagă-L fierbinte pe om să se împace cu Dumnezeu. Roagă-L fierbinte. Spunea lucrul ăsta și aseară, spun și acum, unul dintre comenturile care le-am avut la o predică pe internet, scrie așa, de ce strig omul ăsta predică? Păi strig pentru că îmi pasă de oameni. Păi strig că vorbesc din inimă, pentru că mă doare pe prieteni. De ce plec în evanghelizare? De ce vii pe echipa? De ce Gabi își lasă 4 copii acasă și vine să trăiască Evanghelia? De ce Emma, când a trebuit să pregătească pentru operație, să se odihnească? De ce ceilalți și mulți alții și miile și miile de misionari și evangheliști în lumea aceasta se duc să predice Evanghelia? De ce? Pentru că mi-a cucerit Hristos cu dragostea Lui. M-a constrâns Domnul cu dragostea Lui și nu mai știu să fac altceva. Eram un om de afaceri, știam să fac afaceri. Am lucrat în stat, am avut carieră, am avut toate lucrurile la îndemână. M-a întrebat cineva, de ce mai faci zilele astea? Și spun misiune. Și zice, nu, ce mai faci? Și spun misiune. Zice, nu, ce mai învârți? Și zic, nu mai învârți nimic. Înainte știam să învârți foarte multe. Mai lucrez, dar sunt constrâns de dragostea Domnului. De fapt, nu fac misiune. Trăiesc misiunea. M-am dat Domnului și las pe El să lucreze cu viața mea. Îl iubesc pe El, m-a cucerit. M-a constrâns, mi-a arătat că mă iubește și mi-a încredințat slujba asta împăcării. Și mi-a dat putere să-L mărturisesc pe El. Mi-a dat sănătate, mi-a dat vlagă, mi-a dat resurse. Niciodată în istoria omenirii nu s-a făcut călătoria așa ușor. Niciodată în istoria omenirii n-am avut așa de mulți bani, chiar dacă suntem în criză. Niciodată nu vom merge așa de bine cum vom merge astăzi. Spuneți dumneavoastră. Vreau să vă spun că e cea mai bună vreme istorică de predicare a Evangheliei. Și biserica parcă din ce în ce mai comodă și cu porțile cel mai des închise. Tatăl meu mergea cu bicicleta, bunicul meu mergea pe jos. Eu am mașină și am posibilitatea să-mi iau bilet de avion să mă duc Evanghelia la marginile pământului. Tatăl meu nici măcar nu-și imagina că se poate ajunge pe Evanghelia așa departe. Și predic Evanghelia în delta Mekongului, unde niciodată nu pătrunsă un arăt. Și predic Evanghelia în junglele Kalimantanului. Și văd puterea lui Dumnezeu manifestându-se. De ce? Pentru că Evanghelia este vie, este puternică și funcționează, lucrează. Hristos este viu. M-a cucerit și nu pot să tac. Nu pot să tac. Pentru că mi-a schimbat viața mea. Eu meritam moartea, meritam pedeapsa, meritam abandonului. Dar El m-a iubit și mă iubește și mă mai suferă. Exact cum spunea ucenicilor, până când să mă mai sufăr. Și de multe ori mă rog și spun, Doamne, cum de mă mai suferi? Fac atâtea greșeli. Limba mea e slabă. Fac greșeli în vocabular. Sunt de 24 de ani în Australia. Mă lupt între două limbi, între două culturi. Când scriu, nici nu știu, parcă mi-e mai ușor să scriu în engleză sau limba română. Pocesc cuvintele. Dar îl iubesc pe El. Îl iubesc pe El și mă minunesc de ceea ce face El. În puterile mele n-aș putea să fac absolut nimic. Crede-mă, nu te-aș putea convinge că ești păcătos. N-aș putea convinge oamenii să se pocăiască. Oricând de bun aș fi, n-aș putea manipula pe nimeni. Iisus Hristos are putere să transforme vieți. M-a transformat pe mine și îl văd cum transformă vieți în fiecare zi. Îl iubesc pe El și văd puterea Lui manifestându-se. Și nu pot să tac. Pentru că El este viu și lucrător, binecuvântat să fie numele Său. Ăsta e Domnul în care mă cred și ard pentru El și vreau și tu să arzi pentru El. Vreau să dorești fierbinte păcarea omului cu Dumnezeu. Vreau să plângi pentru ceea ce plânge Iisus. Vreau să te doară pentru ceea ce îl doare pe Iisus. Vreau să nu mai cucinici pe Domnul Iisus Hristos cu indiferența și nepăsarea ta. Ci vreau să-i dai slavă și glorie mărturisindu-L pe Domnul Iisus Hristos. Dimineața aceasta vreau să te învăț o tehnică foarte simplă. Foarte simplă.
probabil cea mai simplă tehnică de a-L mărturisi pe Domnul Iisus cu sus. Câți de aici au experimentat nașterea din nou până sus? Glorie ție, Iisus Hristos! Glorie ție, Iisus Hristos! Câți dintre voi știți exact cum s-a întâmplat când Domnul v-a trezit la viață? Până sus. Câți vă aduceți aminte de ziua întoarcerii voastre la Domnul? Câți dintre voi mărturisiți ceea ce Domnul a făcut în viața voastră? Nu ridicați mâna. Vreau să spun că una dintre uneltele cele mai puternice prin care poți să mărturisești pe Domnul este mărturia întoarcerii tale la Domnul Iisus Hristos. Prietenii tăi, colegii tăi, te vor asculta. Mamă, tată, copiii tăi trebuie să știe cum te-ai întors la Domnul. Frații tăi, surorile tale trebuie să știe cum te-ai întors la Domnul. Vecinii tăi, colegii tăi trebuie să știe cum te-ai întors la Domnul. Prietenile tale trebuie să știe cum te-ai întors la Domnul. Amicii tăi cu care joci fotbal trebuie să știe cum te-ai întors la Domnul. Să ți se întâmple cum mi s-a întâmplat mie. Jucam fotbal acolo cu tinerii în Australia și printre ei vedea un bulgar care a înjurat foarte mult. Și de câteva ori i-am spus personal, așa frumos, i-am spus, nu mai înjura, te rog. Nu ne înjur pe noi, ne înjur pe Dumnezeu. Și la un timp îmi spunea, Nati, nu mai veni la fotbal, că nu mai pot să înjur când ești aici. Mă înțelegeți? Prezența noastră trebuie să schimbe atmosfera unde suntem. Noi invocăm prezența Domnului oriunde mergem. Vreau să te învăț în dimineața aceasta. Să-ți înveți mărturia întoarcerii tale la Domnul. Să o scrii. Când mergi acasă, astăzi, după ce te hrănești, în loc să ai siesta, retrage-te undeva și începe să scrii o pagină. Despre întoarcerea ta la Domnul. În prima parte, scrie despre viața care ai avut înaintele Domnului Iisus Hristos. Foarte pe scurt. Apoi, gândește-te la momentul întoarcerii. Sublinează momentul întoarcerii tale la Domnul. Iar în partea finală, arată-le oamenilor sau scrie acolo despre viața ta nouă în Domnul Iisus Hristos. Deci, viața înainte de Hristos, momentul întoarcerii și viața Domnului Iisus Hristos. Când vei spune asta prietenilor tăi, și vreau să-ți garantez că ți-a mai puțin de 3 minute să faci lucrul acesta, ei te vor asculta, te vor crede și viața lor va fi cercetată de Dumnezeu. Am să vă arăt practic lucrul acesta. Cine are un telefon, îmi vine să vină aici în față. Cine are un telefon și cu cronometrul pe el. Oricine. Haideți, tinerilor, care aveți iPhone-uri mulți. Un tânăr voluntar aici să vină cu iPhone-ul, să vă arătăm cum arată o mărturie spusă mai puțin de 3 minute. Iar la rândul dumneavoastră, îmi vine să faceți exact lucrul acesta. Să vă apropiați de Domnul, să vă spuneți mărturia vieții voastre și știți ce m-aș bucura? Să o postați pe Facebook, tinerilor. Să te înregistrezi spunându-ți mărturia vieții tale și să o pui pe Facebook. Toți prietenii tăi, să o pui și în spaniolă. Toți prietenii tăi care te cunosc să-ți vadă mărturia. Dacă nu știi să te înregistrezi, atunci măcar scrie. Toate colegele tale să știe mărturia vieții tale. Femeile la care lucrezi, colegii tăi ca lucru, să știe mărturia vieții tale. Haideți să încep. M-am născut într-o familie de oameni credincioși. Am avut harul să am părinți minunați care m-au iubit pe Domnul Iisus Hristos. Tata m-a iubit, mama m-a iubit, l-a arătat pe Domnul. Dar când am ajuns la adolescență, am pus în presul viața, așa cum crezut eu. M-am depărtat de învățătura părinților. M-am depărtat de învățătura lui Dumnezeu. Am ales fluburile, am ales distracția, am ales plăcerile lui. Într-o zi, când m-am rugat înaintea Domnului, mi-am adus aminte de modul în care tatăl meu a fost luat din viața aceasta și dus în veșnicie. El a murit pe genunchi. Am deschis Biblia la acea pagină unde Biblia era deschisă când tatăl meu a murit. Era deschisă la Iosua, capitolul 1. Și sugerez să citești versetul acesta. Am citit aceste versete și mi-am adus aminte că, de fapt, asta a vrut tatăl meu să-mi dea, moștenirea vieții veșnice. Și mi-a spus că aceasta legii să nu se depărteze de tine, fuge ca asupra ei zi și noapte. Nu au avut bani, nu au putut să-mi lase bani. Aveam doar 6 săptămâni în Australia. Era tânăr, 52 de ani, fără nicio suferință a murit. A murit pe genunchi, cu lacrimi în ochi. Dar mi-a lăsat moștenire Biblia. Când mi-am dat seama de ceea ce Domnul Iisus Hristos a făcut în viața Lui și ceea ce poate El să facă în viața mea, am plâns înainte. M-am căit înaintea Lui și pentru 3 zile am stat pe genunchi.
mâncam și plângeam, mâncam și plângeam și ceream iertare de la Domnul Iisus Hristos. A intrat mântuirea în viața mea. M-a transformat Domnul Iisus Hristos. L-am iubit pe El și iubesc pe El. Mi-a dat o viață nouă. Mi-a iertat toate păcatele. M-a schimbat. Ceea ce n-am putut face El, eu am făcut El în viața mea. Îl laud pe El, mă încred în El. Am necazuri, am ispite, am înfrângeri în viață. Dar El este cu mine. Îl mărturisesc, îl laud, îl binecuvântez și îl glorific. Nu vrei să faci și tu același lucru? 2 minute și 3 secunde. 2 minute și 3 secunde. Nu ai 2 minute și 3 secunde pentru prietenul tău? Nu ai 2 minute și 3 secunde pentru colegii de tale? Nu ai 2 minute și 3 secunde pentru vecina ta, pentru vecinul ta? E cineva aici care nu mă crede? Care nu crede ceea ce am spus eu? Care nu crede în toate ce a dat la Domnul? Toți credeți, nu-i așa? Când vei spune, când vei mărturisi lucrul acesta, nimeni nu va argumenta cu tine. Dacă era ce verset din Biblie, va argumenta, va spune, o, dar să vezi. Când tu aduci mărturia vieții tale, vreau să spun pe una dintre cele puternice cuvinte care are la dispoziție. Omul va asculta și va spune, te respect pentru asta. Toți colegii tăi, toți prietenii tăi, să cunoască întoarcerea ta la Domnul Iisus Hristos. Ai o putere extraordinară la îndemână, dată de Dumnezeu, mărturia vieții tale. Reprezintă și fă cinste Domnului Iisus Hristos cu mărturia vieții tale. În 2 minute, ați văzut ce poate să facă puterea Domnului Iisus Hristos? Eu îmi eliminez ceea ce face Domnul. Ori de câte ori am posibilitatea să-L mărturisesc pe El, îl fac și le spun mamă și oamenii știu despre mărturia vieții mele. Și de multe ori e incomod să o fac. Și de multe ori nu-mi vine să o fac. Dar știu că nu-i fac cinste Domnului Iisus Hristos. Și vreau să spun că de fiecare dată când mărturisești pe Domnul, tu rupi orice legătură care diavolul încearcă să pună în viața ta. Tu rupi orice frică cu care diavolul încearcă să te inhibe să nu-L mărturisești pe Domnul. Vreau să spun că dacă vei face mărturia asta, după masa aceasta, fie că o înregistrezi, fie că scrii, fie că, eu știu, ți-o pui pe video, vreau să spun că dacă începi să mărturisești la Domnul asta, dacă spui la un om, la 2 oameni, la 3 oameni, vei vedea ceea ce n-ai văzut probabil toată viața ta. Vei vedea că Dumnezeu începe să lucreze cu tine. Asta e puterea Harului Domnului Iisus Hristos. Vreau să fac un apel în momentul acesta. Credeți că ar fi mult ca noi să luptăm pentru un suflet? Măcar un suflet, într-un an de zile, să-L câștigăm pentru Domnul Iisus? Credeți că ar fi mult ca să te lupți, să rogi, să te rogi, să postești, să evangelizezi măcar o persoană și să duci la Domnul Iisus Hristos într-un an de zile? Eu cred că nu e mult. Știți ce văd eu aici? Văd o forță, văd o armată. Văd biserica Muntele Sionului la în anul viitor dublă. Și cheie la tine, la tine, la tine, la tine. Mântuirea românilor din Arganda e la tine. Mântuirea spaniolilor din Arganda e la tine. Așteptăm păstorii să predice. Și predică. Așteptăm evangeliștii să facă. Dar tu ai probabil mai mare posibilitate să prodești Evanghelia acolo unde ei n-au posibilitatea să facă. Sunteți 800 de oameni aici, poate 700 de oameni. 700 de mărturii, toate mai puternice decât a mea. 700 de suflete care pot să-L mărturisească pe Domnul. 700 de inimi transformate, 700 de guri care pot să-L laude pe Domnul. Și avem pretenția ca 5 bărbați să facă lucrul acesta. Imaginați-vă ce forță este aici pentru Mântuitorul. Ce forță de transformare este în Arganda prin voi. Pe tine vrea să te folosească Domnul. Pe tine. Nu ești atât de la Dumnezeu vrea să te folosească. Vreau să fac un apel în dimineața aceasta. Apelul meu este acesta. Cine în dimineața aceasta se angajează să mărturisească pe Domnul și să lupte pentru mântuirea măcar a unui suflet în următorul an? Cine vrea să facă lucrul acesta? Nu ridicați mâna. Vreau să vă ridicați în picioare. Nu. Numai cei care vor să facă lucrul acesta. Cine poate să răspundă la acest apel? Dacă vrei să pui mărturia ta în practică și să duci un suflet la Domnul, în anul care stă înainte,
ridică-ne picioare. Să te vadă soțul tău, să te vadă soția ta, să te vadă copiii tăi. Schimbă scopul vieții tale. Fă cinste Domnului Iisus Hristos. Spune Evanghelia că pentru bucuria care i-a fost pusă înainte, a răbdat Domnul Iisus Hristos crucea. Bucuria era noi, erai tu și eram eu. Noi suntem bucuria Domnului. Fă-i bucurie, fă-i cinste. Dimineața aceasta, dacă ești pregătit să folosești mărturia vieții tale și să aduci cel puțin un suflet la Domnul Iisus Hristos, ridică-te în picioare. O putere îndoită de sus se va revărsa peste tine dimineața aceasta și vei putea să fii martor la Domnul Iisus Hristos. Să vă pregătiți pentru botez, fraților. Că la anul, până în octombrie, mă puteți invita și pe mine. Aici, în biserica Muntele Sionului, din Arganda, vor fi cel puțin 50, 60, 70 de candidați pentru botez. Mergeți acasă, scrieți mare pe frigider. Din 14 octombrie 2012 mă voi ruga zilnic să aduc un suflet la Domnul. Mă voi jertfi, mă voi sacrifica, voi sta înaintea Domnului. Voi spune mărturia vieții mele la toată lumea. Să aduc să câștig ceva pentru Domnul Iisus Hristos. Vă mulțumesc, puteți să ocupați locurile. Dumnezeu să vă ajute, am să vă rog pentru dumneavoastră în finalul acestei predici. Dacă sunt persoane dimineața aceasta care vor să se îmbace cu Domnul Iisus Hristos, dacă nu-L cunoști pe Domnul Iisus Hristos și vrei transformare în viața ta, dimineața aceasta te invit să vii la pocăință. Lasă pe Domnul Iisus Hristos să preia controlul vieții ta. În China, un tânăr călătorea cu trenul, doar ce fusese transformat de puterea Harului Domnului Iisus Hristos. Și s-a urcat într-un compartiment și oamenii care călătoreau cu trenul jucau cărți. Și mai era un loc în acel compartiment, s-a așezat în rândul nostru, fratele Wachmani, în viața normală a creștinului, spune istoria aceasta, și s-a pus jos acolo și bărbații care jucau cărți au spus, tinere, haide să joci și tu cărți cu noi. Și a spus, îmi pare rău, dar mâinile de jucat cărți nu le-am cu mine. Și bărbații au spus, hai mă, nu vorbi prostit. Joacă cărți împreună cu noi, ai și tu două mâini, joacă cărți. Și a spus, mâinile de jucat cărți nu le-am cu mine. Băi, dar la cui sunt mâinile alea două care le-ai atașat de trup? Și l-a spus, mâinile acestea? Mâinile acestea nu sunt mâinile mele. În urmă cu 3 săptămâni de zile, eu am îngropat mâinile mele la o evanghelizare. Și acum mâinile acestea sunt mâinile Domnului Iisus Hristos și nu mai permit să fac ce făceam o dinioară cu ele. Când mă uit la mâinile acestea, văd mângâiere, văd pace, văd mâinile întinse ale Domnului Iisus Hristos pe slăbătoc și îl ridică și îl mântuiește și îl vindecă. Mai mult decât atât, văd brațele întinse pe lei. De fapt, îi văd palma străpunsă și mă regăsesc pe mine în palma aia. Îmi găsesc numele meu în palma aia. M-a săpat în pălmile lui Domnului Iisus Hristos și am decis să-i dau trupul meu lui, viața mea lui, palmele mele, mâinile mele, tot ceea ce e în mine, tot trupul meu, toate vădularele mele, să-i le dau lui. Ochii aceștia nu mai sunt ochii mei, până aceasta nu-i mai dura mea. Dacă odinioară priveam lucruri păcoase și urâte, dacă odinioară mă bucuram de lucrurile urâte ale lumii acestea, acum lăprimez și plâng și mă uit la nevoia omenirii de Dumnezeu. Ochii mei sunt ochii Domnului și încep să văd ceea ce vede El. Gura mea nu-i mai gura mea. Dacă odinioară înjuram, dacă odinioară băteam joc, dacă odinioară mințeam și uleam numele Domnului, acum îl laud, îl glorific, îl mărturisesc și dau cinste. De fapt, totul s-a schimbat că a venit Iisus Hristos în viața mea. Eu m-am dat la o parte și El își trăiește viața Lui în mine. Este transformarea care Domnul Iisus Hristos o face binecuvântată în fiecare Său. Haideți să ne ridicăm la rugăciune. Voi face o rugăciune pentru toți cei care s-au ridicat în picioare dimineața aceasta, mărturisindu-L pe El și croind din toată inima să-L reprezinte cu cinste și să aducă suflete la Domnul. Domnul să vă binecuvânteze și să vă ajute. Luați în serios această hotărâre. Veți vedea binecuvântarea Harului în viața voastră. Când veți merge la Dumnezeu în mărire, nu veți merge cu mâinile goale. Știți ce mă bucur? Că Dumnezeu m-a vorbit astăzi și printre voi sunteți mulți tine.
Și dacă aduci un suflet, vei aduce 2 și 3 și 5 și 10. Și dacă mai îți dă Dumnezeu 50 de ani de viață, 30 de ani de viață, 20 de ani de viață, poate să mergi cu un braț de snop, poate cu 50, poate cu 80. Și dacă te gândești că ăștia o să aducă la Domnul Iisus Hristos, s-ar putea să fie mii și zeci de mii și milioane. De ce? Într-o zi te-ai hotărât să mărturisești pe El. Să pui 2 minute deoparte pentru cer. Să calci rușinea. Să calci frica. Și să mărturisești pe El ucis. Vreau să spun că dimineața aceasta Dumnezeu rupe legături. Vreau să spun că seara aceasta Dumnezeu te însoțește cu putere. Vreau să spun că dimineața aceasta Dumnezeu îți dă autoritate. Dumnezeu te împuternicește să reprezinți ucis. Dar înainte să vă rog pentru voi, vreau să dau posibilitatea celor care vor să se împace cu Domnul Iisus Hristos în dimineața aceasta. Dacă nu ești născut din nou și ești în biserică, tânăr, tânără, împacă-te cu Domnul în dimineața aceasta și experimentează transformarea făcută de Domnul, nașterea din nou. Dacă ești bărbat, femeie, care poate vii la biserică de mulți ani și n-ai experimentat nașterea din nou, împacă-te cu Domnul în dimineața aceasta. Nu e rușine. Rușine e să păcătuiești.